Astăzi vine Gina să ne povestească cum e și cât de greu e, chiar și pentru imaginea prezentatorul emisiunii Asia Express, pentru că nici pentru ei nu e ușor. Și vedem în continuare câteva momente mișto în care se găsesc mașini de lemne care merg foarte încet, amulete, tata Nicu intră cu capul în cartofi. Ce să mai... Am să vă mai arăt ceva. Ma. Oh. Ca să fie clar. Vom merge în Georgia cu 6 echipe. Eram sigură. Să vezi. Cum privești chestia asta? De la începutul etapei. Mă pun în locul concurenților, foarte nasol. Când vezi că așa, dacă nu știi ce culoare este piatra, speri. Da. Dar când vezi că este roșie și e nasol, se mai întâmplă uneori pe în cursa pentru ultima șansă să te mai întâlnești pe parcurs cu o echipă sau cu ambele echipe. Dar când nu te întâlnești și nu știi cum stai în clasament și, ca să zic pe românești, ai morcov în fund, e nasol. Da, mă, dacă îți dă la și ajungi unde sunt toți colegii tăi. La careu. La careu. Și încerci să tăiți pe fețelor, că nu știi dacă știi că se uită așa. Noi... Și tu zici, bă, am ajuns ultimul sau ce? Da. Nasol. Oricum, noi am descoperit o tehnică prin miros, dar cumva mai târziu. Ne dădeam seama cine are imunitate, că mirosea gel de duș. Mirosea curat și toți eram... Eu am stat într-o junglă timp de 21 de zile și n-aveam voie să folosim decât produse biodegradabile și ajunsesem, aveam mirosul atât de ascuțit, încât atunci când se schimbau operatorii, simțeam că s-au schimbat turele. Simțeam după mirosul de detergent din haine. Vine floarea în stânga, deci aici trebuie să-mi vină în dreapta. Ah, am pus o strâmbă. Era aici, da. Dar mai era una. Uite-l, mă, că moare ăsta mic. Da, mă, e... Și mai găsit atât de, poate te atât de relaxat. Da. Și pus de două ori un simbol. Nu, m-a scăpat din mano. Sunt foarte simpatic. Ai și, da, ai stat un sfert de oră degeaba, mai și comentezi. Sunt foarte simpatic. Da. Eu îl pot înțelege pe el, că așa sunt și eu, mă aprind, mă oftic imediat, mă. Da. Da, dar poate era foarte relaxat. Și da, e diferență mare între ceea ce pot fizic amândoi. Asta e. Patricia și poate Big Bossy. E cea mai zen concurentă. Da. Și înapoi. Hai să găsim un copil, bă, trebuie să găsim și pe cineva cu ies. Tot pe nenea asta l-am luat și noi. L-am ochit, era acolo încă se uita. Oh, good. Ia. Ce? Mamă. Ce ghizel? Promoțional Erdogan. Da. Ce-o fi zis el acolo, nu-mi dau seama. Cu ăsta șterg praful, ceva a zis. Good. Mașcan. Găsim un om, hai încoace. I-am dublat tricoul de pe. Da, am pus tricou peste tricou, pentru că modelul nostru era mult mai frumos decât al lui Mihai Petre. Thank you guys. Thank you. Hello to your families. Thank you. Deșechilea. Nu mai avem puls aici. Venim cu 200 de ani de mână. Nu mai avem puls. Domnii noștri sunt două foste modele de la o casă mare de modă. Păi, inițial în tinerețe au fost la Paris. Da, s-au mutat cu serviciu. Pe caz de boală, doamne, iartă-mă. It's Vițiu. Perfect. Vă mulțumesc, băieți. Mult noroc. Sir, vă pupăm. Emilia, hai să fugim. Cartelul, șeful. Șeful, cartela. Hai să fugim. Te pup, să domnul ăla. Hai, Matan. Uite cum a rămas. Uite cum a rămas ăla, că a crezut că îi dăm bani. Noi am zis, nu că a crezut. Noi am spus că îi dăm bani. Parai, îți dăm parai, vină cu noi. Îți dai seama, a văzut camera ce-o fi zis, mamă, acum mă scot. Dacă are Revolut, îți trimite pe cuvânt. Dar bă, nenea ăsta n-are nici telefon, mă. Erau niște domni, era și foarte de dimineață acolo și nenea cu două tricouri pe el, că dacă îl puneai pe al treilea nu garanta. Și era un pic era, păi nu, n-ai ceva, cum, adică umblase la Joja de ulei, măsurase ceva, că era bine de tot. Ca la noi sunt țării, cum se dimineață ce, oamenii beau cafea într-un loc civilizat, la noi în sudul țării se bea țuică. La 8 dimineața. Să-i spunem, la... Moltenia. Păi că de acolo suntem. Păi de acolo sunt ședintelor, mă. Ce să mai... Și se bea și lângă autogară. Da. Frumos, în oraș. Ne-am dus să citim misiunea și am văzut că trebuie să facem 4 capete de mel. Așa, hai, Emil. Pe mine m-a luat așa cu... Ceva.
Ceva rău. Oh. Emile, n-am curățat capete de mine niciodată. Eu nu suport să pun mâna pe carne crudă, de când mă știu. Eu nu pot, nici la grătar. Aici am zis că n-avem cum. Bă, ale... Ce-ai, fata mea? Nu suport carne crudă. Ce-ai, fata mea? Îți dau dinții. Peveți? Ai de capul meu. Problema mare, problema mare la asta e, uite, eu spre exemplu n-am avut mari probleme să spăl da, capul. Mirosul. Mirosul. Da. Apa asta era rece și știm că se face său ăla de oaie pe mâini. Da, e... Și trebuia să bagi degetul în arteră, să-l curezi de sânge și... Ce nu simt cei de acasă, ei nu știu cât de cald era, ce umiditate era, ce simțeai tu ca miros sau ce... Pentru că nu se compară, adică doar trecând prin asta înțelegi reacțiile de ce un om îi vine să vezi sau chiar varsă când... Da. Că tu nu, tu stai acasă, la miroase frumos la tine în casă, da. La sarmale, la cozonaj sau ceva bun, știi, tu la ăștia, hai mă, ce poate fi de băi, dar acolo, băi de mine. Cu mâna în ochi, am băgat de-și tu în ochi. Mamă, săracu, bă. Dar scoteau niște sunete că nu înțelegeam ce se întâmplă. De asta mai gândim, mă. Nu pot, nu am cum, nu pot. Să-mi seama că Vomai, atunci Vomai masca aia și practic îți venea înapoi și iar Vomai... Mamă, Gina, intra într-un bumerang de ăsta, de nu se mai termina. De ce a murit? 5 sezoane mai târziu, el era încă acolo. El întreabă, dar de ce a murit? Păi s-a vomitat tot. Patronul a început să caute pe... Era clar că nu erau pe lângă capetele de miel și a început să le caute în gură. Au, i-a vrut gura, i-a vrut maxilarul! Hai, dă-i de el, e așa, dacă e ceva jos sau nu. Eu, în loc să-l ajut să o iau din partea alaltă, mă uitam unde băga el mâna, să văd... Da, fix asta mi s-a întâmplat. În timp ce băgam mâna în gură, i s-a rupt mandibula. Și o senzație mișto. Da. Bă, eu nu pot, eu iubesc animalele, eu nu mănânc oaie, miel și... Nici eu nu pot să mă ating. Mănânc pește, mănânc poate câte o găină, un pui, dar nu pot să mănânc. Walter, zi până nu, mă, îmi vine să-l bat pe ăsta, săracu. Te rog eu frumos, că agravezi situația. Mie îmi venea să plâng. Încearcă să taci. Eu da, Bocom. Și... Încercam să nu au... Încearcă să taci. Da. Colegul. Dacă mi-a zis să mănânc... Dar eu admir calmul lui. Da. E atât de cum vorbește, cum e foarte... Adică are timp să se gândească la acțiune. Eu sunt repezită de fel, cred că și voi sunteți la fel. Da. În timp ce fac asta, zic, bă, stai că n-am făcut bine. Voltean ce... style. Da, da, nu avem un cotro. Dar eu admir calmul lui. Dacă ne-am văzut că Lidi s-o bloca și era îngrozită, am zis ok, deci n-am șanse cu Lidi, că o știu. Merge cu sare. Că din sare reglez tot. Am băgat pâine multă. What? Ce? Ochi, boss, ochi, trebuie să-i mâncăm ochiul. Cum să mânci ochiul? Da, așa mi-a arătă. Ceva rău. Foarte rău. Foarte rău. Băi, știi ce este funny în ghilimele? Oamenii ăștia nu sunt actori, nu sunt în echipa noastră. Sunt oameni chiar de acolo lucrează. Da, omul chiar asta se vea. Urmează acolo. O probă, adică vine cel din echipa noastră și îl instruiește. Trebuie să mănânce tot sau trebuie să facă nu știu ce. Și omul acela zice, bă, dacă tot sunt filmat, păi nu, vă las, trebuie să-l și farfuria, da, știi? Da, că da. Și iau în serios și zic, mamă, ăsta acum sunt filmat, intră e momentul exces. Meu. Mănâncă tot! Bye, bye! Ia, nu mă, că știu că ne iei, ne iei! Nu, ai vrei? Hello! Vrei? Și m-am înșirat pe capătura și zicea, handsome, it's ok, it's ok. Au venit bublele, mâncați aici, gura, aici că se filma videoclipul lui Sean Paul și trebuia să spele mașini. Sir, please. Așcăm! Ia-ne pe noi, Dumnezeu. Dar nu era așa de frumos ca atunci când unul oprește o mașină să-l lași? Ok, ești mai șmecher, iei mașină înaintea mea, dar nu mașina mea. Asta nu vrea. Nu vrea, dar... Dar cum, punându-vă în locul bietului șofer, tu pe cine ai fi ales? Pe el, dai seama. Păi normal, păi vedeți. Păi da, dar... Sau dacă eram băiat valabil, luam băieții mei. Da, Lidia, Lidia aici normal. Exagerează și a, pot să spun chiar că a mințit. Șoferul ăla nu se uita absolut deloc la ele. El se uita la noi, încerca și explicam, urma să ne urcăm o mașină. Da. Ăsta era. Uh-huh. Și ele văzând că noi urmează să luăm mașină, bă, nu mai e fair play.
Da, băi, fiecare joacă cam vrea, exact. Fiecare joacă cum... Ești, da, corect, ești regulile jocului. Corect, da? Așa ești, e, pe mine m-a deranjat că noi n-am fi mers, de fapt n-am mers niciodată la mașină la altcineva când se tocmea. Că așa ne s-a părut nouă, că e fel. Dacă nu te ia și pleacă de lângă tine și poate fac și eu, ia-mă și pe mine, poate la mine vrei, da. Dar ele s-au băgat. Și n-ai cum, doi băieți contra două fete și când îi zic așcâm sau cum se zice, dragule... Așa sunt și cum, fiecare își stabilește regulile.